Putem să începem? Da, punctul 1. Punctul 1. Rectificarea de buget. Rectificarea de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2009 cu suma de 24.200 de lei. Inițiator, Sancton Primar. Domnilor colegi, știți că în vară am avut probleme cu inundațiile la Cornești. S-a făcut un referat, am făcut o documentație și în urma hotărârii de guvern numărul 698 din 2019 mi s-a aprobat o sumă de 242 de lei pentru podețe și brigorele care sunt cu probleme în Cornești. Domnii de la Cornești, eu știm și noi am fost acolo la fața locului și dorim ca acești bani care i-am primit să le și dăm drumul să, în urma hotărârii de Consiliu care să avem astăzi să începem lucrările la tronsonul respectiv. Dacă sunteți de acord. Domnul președinte, da. Iară ajungem în situația să fim contestați, să zică că n-am făcut cum trebuie. Trebuie să supuneți la vot ordinea de zi, cu cele două propuneri, le citiți ordinea de zi, dacă sunt de acord, dacă nu, că după aia iară, zice domnule, că unul vă ridică și pleacă acasă, că zice domnule, nu s-a votat. Păi așa e, e conform. Asta e procedura. Indicație, domnule. S-a suplimentat, a zis domnul Fărgădar, punctul respectiv. Dacă sunteți de acord cu această propunere pe care am adus-o în urma hotărârii de guvern care v-am amintit-o, în suma de 242.000 de lei, efectiv pentru capitolul ăsta de reabilitare podețelor. Cineva? Dacă aveți ceva întrebări. Dacă nu sunt întrebări, cine este pentru? Abțineri, împotrivă. Mulțumim. Sperăm că în cel mai scurt timp să demarăm achiziția, să ne apucăm de lucru. Poate reușim să și facem în toamna asta lucrarea, să nu ne prindă frigul și cât vom putea anul ăsta. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind adiționarea de echipament IT necesar alfabetizării digitale. În scopul îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din comuna Mihai Viteazul, conform PNRR 2014-2020. Avem de selectare deschis la GL Poarta Busenilor. La Gal Poarta Busenilor, da. Măsură M2-6. Dezvoltarea infrastructurii de fapt. Doamne, atâta ne va spune mai am anunțit da. Despre ce e vorba. Deci, având în vedere apelul de selecție deschis de Gal Poarta Puselilor, m-am gândit că ar fi binevenit pentru comunitatea noastră achiziționarea de echipamente IT și conform ghidului solicitantului, pe acest gen de măsură putem achiziționa. Am făcut un necesar ce ar putea fi eligibil pe acest gen de proiecte și ne-am încadrat cu o multifuncțională, un sistem server și au mai intrat și trei laptopuri. Valoarea totală a proiectului este 6.126,83 euro fără TVA, din care 5.000 de euro este valoarea eligibilă. Diferența este partea noastră de cofinanțare. Și de aceea am venit în Consiliul Local să vă propun depunerea acestui proiect. Dacă aveți întrebări, de aceea sunt aici să vă răspund. Am o întrebare, deci urmării această digitală, adică se va procesa de pe trei laptopuri fiecare în ordine alfabetică, luat în considerare fiecare cetățean al comunei, desfășurător? Noi, prin acest proiect, ne propunem să, ca într-un spațiu, într-o sală a primăriei, să punem la, a noi primării, să punem la dispoziția cetățenilor aceste dotări care le luăm pe acest proiect. Și cu această ocazie dorim să organizăm workshop-uri, sesiuni de informare,
pentru persoanele care încă nu au acces, nu au putut să aibă acces la tehnologie. Dacă mai sunt întrebări, propun să spun cine este pentru. Contra, abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru apartamentarea imobililor înscris în PF numărul 58.819 în Iași Viteazu, numărul cadastral 56.119, în 8 apartamente, având ca beneficiar pe Petra Valeria, Filipe Zorița, Iliana Revan, Adam Ilonco, Vocea Arfa, Șobrea Sorin și Ilon și Eterco. Inițiator Sen. Domnilor colegi, este vorba despre blocul de lângă noi, de aici, de unde fostul bloc a specialistului din fostul CAP-ul. Oamenii s-au întăbulat și acum noi, având terenul, trebuie să adoptăm hotărârea de Consiliu pentru a-și putea să-și intre, să intre cu toți în legalitate. Deci, cum a spus și domnul președinte, e vorba de câteva familii care locuiesc acolo de ani de zile și trebuie să-și intre în legalitate. Cam atât, dacă... Terenul ăla e pe primăria? Da, da, tocmai de asta trebuie noi să ne... Erau o programă înfigurată... Au fost și s-au scris și acum e pe primăria mea Viteazu și am intrat să-și intre în legalitate cu blocul și cu ce au avut față. Tot întotdeauna. Sigur. Da. Deci, dar lumea trebuie să intre în normalitate și să fie... Cadastrat, înțăbulat... Da, 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 da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători de la școala gimnazială în Dumnezeu Bodă, cu mâna de invitat de pe acolo. Domnilor colegi, e vorba despre doi colegi de la... doi elevi de la... de la școala mea Bodă, care au obținut premii olimpice la... la cursul și depuse undeva, aveți numele în dosare și pentru una dintre profesoare care au participat și s-au sacrificat cum? Obea Dragoș și Marcon Cristi. Da. Nu, eu zic că cu trei, cum am procedat și cu restul, cu premiera elevilor, să fim de acord cu suma respectivă, banii există în buget. Numai doar că noi trebuie să ne dăm acordul să fie. Poate domnii de la din Consiliul de Administrație pot să ne spună mai mult care sunt reprezentanții școlii, dar eu zic că... Cât e sumă? Exact ca și la ceilalți. Exact ca și la ceilalți. Să fie, să nu fie discriminat. Exact aceea sumă. Numai că concursurile s-au susținut în perioada de ulterior. În batalia de la... Așa, olimpiadele sunt... Da. Vreau dată o propunere a lui domnul jucător de 400 de lei, pentru că dacă avem buget să colectăm la 500 de lei. Da, aia a fost, aia a fost. Așa? Da, 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 da. Și atunci avem pe ce apare tot cu 400. Nu putem reveni la propunerea lui domnul jucător. Dar nu mai ce discriminare, că la ceilalți ați făcut cu 400, e la fel. Și doamna directoare, exact la aceeași... Deci nu mai de la mamă, da. Să fie, să nu fie diferențe între ei, să unii și alții, că e tot același an școlar și... N-am mai așa fost. Nu școala a fost la ședința Consiliului de Administrație. Vreau să spun că 7 elevi din clasa 5 au fost transferați. Pe altă parte, mi s-a cerut din partea Consiliului Local să sprijinim cu baza pe securitatea pe timpul 7.30 până la 14.30 în perioada de coboare lor, da, și mai ales în paute.
S-a venit o propunere pentru discutarea dacă elevii vor mai avea voie să aibă telefon la ei sau nu. Încă nu s-a luat decizie, dar sper că ar fi bine ca să se oprească, să fie o anumită regulă. Deci pe noi i-au rugat foarte frumos să, dacă putem acționa, să delegăm o, pe cineva de la poliția locală, ca în perioada de 7.30 până la 14.30 să fie asigurată o securitate mai bună. Noi am încercat cu poliția locală, care o avem acum, cel puțin dimineață și la orele de vârf și în timpul școlii, să meargă să... Dacă ați observat și dimineața la intrare la cursuri, la 12, când ies de la cursuri, avem permanent poliția aici, care se supraveghează, că sunt copiii și copiii noștri, a tuturor, și trebuie avut grijă de ei. Mai ales că se întâmplă atâtea, vedem pe sticlă cât se întâmplă și sperăm să nu avem surprize. No. Încercăm să facem tot posibilul ca să fie, au camere de monitorizat, de supravegheat, dotat, dar și cu acești polițiști locali. S-a ducat contactarea în acest cu domnul Jucan. Dacă copiii de la școală, pe clasa 5 au plecat 7 copii. Revin la dumneavoastră și o să revin cu un proiect de hotărâre în care o să vă solicit să acordăm bursele școlare la fel ca și Turda. Bursele de studiu de la media nouă, să încercăm să-i sprijinim și să implementăm și la școala Mihai Vodă catalogul online, pentru că e o bună măsură de a-ți controla copilul, de a avea informații ce se întâmplă, da. Și în sensul acesta am luat legătură până acum cu un ofertant, urmează să-i duc datele tehnice, câți copii sunt, ciclu 5-8, să facă ofertă și să găsim soluții de finanțare, atât noi ca și Consiliul Local, cât și din partea părinților, probabil dacă nu vom face noi față. Ei, părinții nu putem să implicăm în chestii de așa casă. Din oraș, vreau să vă zic că, de exemplu, la LLD unde am eu copii, se plătește 660 de lei catalog online de copil, sau dacă sunt doi copii, se plătește 85. Dar e opțional, deci dacă vrei. Da, dacă o să domnul Birar, te rog frumos să-mi dai voie să te limiți. Mai departe, dacă te duci și completezi formularul 230 către ANA, atunci are reducere de 30 de lei. Consider că stă la latitudinea noastră, suma respectivă s-o acoperi la numărul de copii care sunt și cu ocazia asta rezolvăm și comunicarea diriginte, părinte, care lasă pe șurii, am informația că la ședințele școlare sunt foarte puțin părinți prezenți și foarte puțin părinți care sunt informații. Haideți că ajungem. Eu zic că e bine venită și asta, o să discutăm într-o ședință viitoare. Oricum, nu știu dacă o să avem bani bugetați pentru așa ceva în ăsta, dar la anul viitor o să prindem un buget la ceva. Să vedem exact cât va costa. Supun la vot. Cine este pentru? Dacă se abține cineva împotrivă, dacă trecem la punctul 5. Proiect privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali care în anul școlar 2019-2020 se reprezinte Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă și un consilier local care să facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare Calității din cadrul școlii. Domnilor colegi, având în vedere adresa 7832 din 10.09.2019, primită de către noi de la școala gimnazială Mihai Vodă, ca și în fiecare an știm cu toții că trebuie să desemnăm doi consilieri pentru Consiliul de Administrație a școlii Mihai Vodă și un consilier pentru Comisia de Evaluare. Acum, eu zic să facem niște propuneri. Cine a fost... Face tot. Poftim. Cine a fost pentru... Vreau să... După domnul Balea, la una dintre astea două care dorește el, care îi place să vorbească și... No, trebuie să propunem pe domnul Balea. Domnul președinte, eu zic, da, au fost cei doi reprezentanți, domnul Jucan, domnul Tolomeiu, la școală, domnul Capătă,
la calitate, și-au făcut treaba, mai avem un mandat, ăsta urma trebuie votat în fiecare de ani, eu propun ca să rămână cei care au fost reprezentanți. Și cei doi și din... Cei doi și nu din capăt la calitate. Este o propunere, nu trebuie așteptat. Bunăînțeles. Da. La vot. Două propuneri. Da. Mai sunt și alte propuneri? Nu. Nu. Domnul președinte, supuneți la vot. Supune la vot pentru domnul... Ba, votul este simplu. Votul este secret. E vot secret, trebuie să discutăm. Din nominal e vot secret, după ce trebuie să pregătiți. Nu, aici am de vot. Haideți să vedem comisia de validare și de numărare. O facem aici, să fie cât mai transparent, să nu fie discutat. Pe domnul Baia l-ați întrebat? Da, da, da. Din acolo, domnul Baia. Dorește, dacă îl dorește. Dar cine este? Păi, atunci am făcut ce propuneri, dar n-ați făcut altă propunere. Dar nu e. 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 D